România are cei mai puțini tineri între 15 și 29 de ani care lucrează în timpul studiilor. Procentul de 2% ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Suntem în situația asta și pentru că părinții români au tendința să-și cocoloșească excesiv copiii, spre deosebire de nordici. Ștefania este din Sighișoara și astăzi a început cursurile Facultății de Alimentație și Turism din Brașov. S-a mutat într-un apartament pentru care plătește 400 de euro pe lună. O să ai și un job acum, lucrezi? Păi nu știu, să văd cum e cu orarul. De unde o să ai bani? De chirie, de alte cheltuieli? Păi de la părinții mei. În această situație sunt foarte mulți. Datele Eurostat arată că doar 2% dintre tinerii de la noi, cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, lucrează în timpul studiilor. Cei mai mulți de nevoie. Am două joburi, practic. Lucrez la ospătar la un hotel și barista la o cafenea. Nu îmi permiteam să fac facultate aici. Chirile sunt foarte, foarte mari. La acest capitol suntem pe ultimul loc, după Ungaria, Slovacia și Grecia, în timp ce media Uniunii Europene este de 25%. La noi, părinții își susțin financiar mai mult timp copiii, din dorința de a-i proteja, în timp ce în țările de la polul opus al graficului, Olanda, Danemarca, Germania, adulții încurajează independența timpurie a copiilor. La noi încă se stau cu mama și cu tata chiar și după căsătorie. Este foarte greu să plătești pe cineva în part-time, să suporți costuri de full-time. Sistemul nostru nu încurajează în niciun fel. În Olanda, de exemplu, studenții care lucrează cel puțin 56 de ore pe lună primesc un ajutor de 380 de euro. În Danemarca, cei care muncesc 10 ore pe săptămână beneficiază de o bursă de 800 de euro pe lună. România, ca și Grecia, de altfel ca și Italia, tinerii sunt foarte apropiați de familie și familiile cred că ai oferi un viitor bun copilului este să îi pui pe tavă tot ceea ce are el nevoie. Eurostat notează că aceste discrepanțe între țări sunt date de sistemele naționale de educație, disponibilitatea formării, caracteristicile pieței muncii, dar și de factorii culturali.